Agricultorii din țară se pregătesc pentru campania de recoltare. Înainte de a intra cu combainele în lanurile de grâne, gospodăriile țărănești testează tehnica agricolă. În unele raioane a demarat recolta orzului pe parcele mici. În ajunul lansării campaniei de recoltare, Ministerul Agriculturii atenționează fermierii să fie prudenți și să respecte normele și regulile de protecție împotriva incendiilor pentru a evita riscurile și a reduce pierderile. Astfel, companiile agricole urmează să desemneze câte o persoană responsabilă de sectoare pentru perioada recoltării spicoaselor și a nutrețurilor. Lanurile cu cereale trebuie să fie înconjurate cu fâșii arate. Totodată, combainele, camioanele și tractoarele antrenate în campanie de recoltare trebuie utilate cu sisteme de eșapare a gazelor fierbinți, instalații parascântare și mijloace de primă intervenție. Producătorii au responsabilitatea de a asigura controlul riguros al tuturor edificiilor destinate depozitării și păstrării cerealelor și furajerelor, precum și să interzică fumatul și focul deschis pe lanuri, miriști, arii, combaine sau mijloace de transport aflate în lanul supus recoltării. Potrivit informațiilor operative deținute de direcțiile agricole pentru recolta anului 2021, au fost semănate culturi cerealiere pe o suprafață de aproape 419.000 de hectare, dintre care 318.000 de hectare sunt cu grâu de toamnă și de primăvară. Suprafața culturilor cerealiere este mai mare cu aproximativ 7% comparativ cu anul 2020.